Dacă va fi realeasă, of, dar n-am zis nimic. Urmează, atenție domnul Dodon, majorarea salariului minim la 10.000 de lei și mediu la 25.000 de lei, e adevărat până în anul 2030. Introducerea unei pensii minime de 3.300 de lei pentru persoanele cu 40 de ani de vechime muncă. Alimentație gratuită și sănătoasă din contul statului pentru elevii din clasele 1-9. Adaos de 3.000 de lei câte 12 luni pentru fiecare tânăr care se va angaja la locuri de muncă de importanță strategică pentru stat. Reabilitarea 3.000 de kilometri de drumuri. Alocarea 8 miliarde de lei pentru proiecte de infrastructură, câte 3 proiecte în fiecare localitate, cămine, stadioane, apă, canalizare. Reparația și dotarea policlinicilor din țară. Gata? Da. Vezi, domnul Gonță, dumneavoastră nu-mi permiteți mie să vorbesc și corect, probabil, așa, standardele de publicitate electorală, dar dumneavoastră citiți ceea ce Maia Sandu a enunțat... Eu n-am zis cine a zis. Ai zis. În campanie electorală ea tot promite și pe urmă pleacă de țară prin excursie. Dar eu ți-am spus că am niște cifre foarte rapid. Nu vreau să obosesc cu cifrele. Vă rog. Dar eu o să vă dau ceva pentru că ea în guvernarea. Înainte s-a venit și a spus ce a făcut în 4 ani. Întrebarea logică a oricărui om cetățean din Republica Moldova, chiar și a susținătorilor Maia Sandu, întrebare foarte simplă. Dumneavoastră de 4 ani sunteți la guvernare, 3 având toată puterea în stat. Guvern, parlament, președinție, procuratorie, când procuror l-a spus la pușcărie, v-ați spus pe vostru. De ce n-ați făcut lucrul ăsta până acum? De ce în 3 ani n-ați făcut măcar ceva din lucrurile astea? V-ați lăudat cu ceva și acum vedem ce a fost între acești 3-4 ani. Dar în condiții din când în următorul mandat, la sigur Maia Sandu nu va avea majoritate parlamentară, sau PAS, hai să spunem, Maia Sandu, la doamnă Spiardă, dar PAS nu va avea majoritate parlamentară. Cum își închipuia să facă lucrul ăsta? Tu ai avut 3 ani cu toată puterea în mâini. Nu te-a încurcat nimeni. În opoziție eram numai noi 32 de socialiști comuniști și încă câțiva lușor. Voi ați avut 62-63 de mandate. Vă spuneți să aprobați absolut tot. Curtea Constituțională spune ceea ce faceți voi. Aceea făcea ce spuneați voi. Și aceste lucruri, măcar cât de cât, nu le-ați reușit între acești 4 ani. Și acum spuneți că veți face. Dar acum tot sectoarele este de foarte repede. Salariu. Dacă uitați. Ei se laudă că salariul a crescut. Adică salariul mediu net în învățământ, da? De la 5.500 de lei în 2020, la începutul anului curent, 7.908 lei. Creștere cu 42%. Mm-hmm. Salariu în domeniul sănătății. De la 4.200 la 6.400. Vă spuneți că fac publicitate în Maia Sandu. Dar creșterea de 35%, de 40%. Inflația a crescut cu 63%. În perioada asta. Exact în 2024 față de 2020. Deci profesorii comparativ cu anul 2020 sunt cu 20% mai săraci, medicii sunt cu 15% mai săraci și pot să merg așa pe fiecare categorie. Prețurile au crescut cu 60%, dar pe unele categorii, uitați-vă, la pâine cu 52%, la produs lactate cu 40%, la care îngroapă, servicii rituale, 50% creștere. La servicii din 2020 până în 2024. Și eu cu cifrele de astea pot să vin să explic. Și fiecare sunt lucrurile astea. Pensionarii, da? Ei se laudă că a crescut pensia de 2 ori. De 150% zice Radu Marian și nu doar el. Nu, sunt cifrele. Din nou, pot să le dau citire. Dar pensionarii sunt cu 15-20% mai săraci ca în anul 2020. Pentru că atunci când trebuia să le indexeze pensia, am trecut cu 30%, le-a indexat cu 15%, contrar legii. Și noi, apropo, noi socialiștii, nu vorbesc de președinte, de candidat, noi vom reveni la aceasta și noi o să întoarcem acest 15% la pensionari când vom veni la guvernare. Pentru că prin lege ei au modificat o normă anticonstituțională, deja sunt decizii de judecată, în curând vor fi irrevocabile, când au dat unui pensionar și au spus întorceți acele 15% înapoi de pensie. Vă zbărăt în buzunarul nostru. Păi că noi, socialiști, acest 15% să-l întoarcem. În câteva cifre. Cu drumurile, da? Foarte interesant. Spune despre asta, n-a să spune.
Într-adevăr, investițiile capitale din bugetul public național au crescut la 2 miliarde în 2020, la 4 miliarde în 2023. E ca așa. Însă, extinderea rețelei naționale de drumuri cu îmbrăcăminte rigidă, media anuală, kilometri anual, atent, în 2016-20, mandatul de președinte, media anual 44 de kilometri, în 2021-23, mandatul Maia Sandu cu Andrei Spânu, 28 de kilometri, media anuală. Repet, din bugetul de stat de două ori mai mulți bani s-au dat, dar drumul s-a construit de două ori mai puțin media anuală. Ce se întâmplă? Oare bombă-ta asta? Și nu numai bombă-ta. Și astea sunt cifre, încă o dată, deschideți Biroul Național de Statistică și luați-le, că le-s cifre. Noi nu le scoatem în altă parte, ei singuri raportează-și. Nu se mai merge. Datoria de stat, știți? Ajungem la ea. Acuș, haideți mai bine să luăm câteva clipe de publicitate. Pensionarii. Pentru că despre datoria de stat este și o campanie întreagă, care se numește într-un fel sau altul, nu vorbiți despre asta în public. Dar... Eu v-am spus despre două lucruri doar. Vorbim și despre drumuri și despre salarii și inflație. Că uitați ce se întâmplă.